Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Urmează declarații de presă susținute de Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, domnul Nicu Popescu, și Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Elene, domnul Nikos Dendias. Stimate domnule ministru, aveți cuvântul. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration. Now we're going to hear the press statements of the Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova, Mr. Nicu Popescu, and Minister of Foreign Affairs of the Greek Republic, Mr. Nikos Dendias. Mr. Minister, you have the floor. Stimate domnule ministru Nikos Dendias, dragă Nikos. Dear Mr. Minister Dendias, dear Nikos. Sunt bucuros să vă salut la Chișinău. Este o onoare și o plăcere să avem această întrevedere, această vizită, care denotă sprijinul puternic pe care îl oferă Grecia țării noastre. I'm very glad to welcome you in Chișinău. It is an honor and a pleasure to see you here. This visit shows that there is a strong support from Greece to our country. Este o primă vizită a unui ministru de externe elen din 2014. It is the first visit of a Greek Minister of Foreign Affairs since 2014. Dar în urma discuțiilor de astăzi sunt sigur că cadența, intensitatea relațiilor noastre se va intensifica. But after today's discussions, I am convinced that our relations will intensify. Și avem o istorie, istoriile noastre sunt interconectate de sute de ani. Our history is interconnected and this has been the case for hundreds of years. Evident, avem 30 de ani de relații diplomatice, dar anul acesta Grecia memorează 200 de ani de la războiul pentru independența Greciei. Well, of course, we have 30 years of diplomatic relations and this year Greece is celebrating the 200th anniversary since the war for independence of Greece. Și evident, capitala noastră, Chișinău, a fost un punct important în aceste file din istoria Greciei, pentru că anume la Chișinău au activat mulți membri ai mișcării elene de eliberare națională Eteria. And our capital, Chișinău, was a very important point on the pages of Greek history because it is here in our city that many important members of the National Liberation Movement of Greece, Liberia, activated. Și aceste file din istoria noastră comună constituie un bun fundament pentru intensificarea relațiilor noastre. And our common pages of history are a good basis for intensification of our relations. Și această vizită, după cum spuneam, sunt sigur va da un impuls nou agendei de cooperare a noastră, pe care o structurăm pe două paliere. Palierul relațiilor bilaterale și tot ce ține de relațiile dintre Moldova și Uniunea Europeană și eforturile noastre de a apropia Moldova de standardele UE. And this visit, I am convinced, will give a new impetus to our cooperation agenda, which we structure on two lines, the bilateral line and the line which is related to the relations between the Republic of Moldova and the EU, which is meant to ensure approximation of the Republic of Moldova to the European standards. Și aici noi întotdeauna am simțit sprijinul Republicii Elene pentru parcursul european al Republicii Moldova. And here we have always felt the support of the Greek Republic for the European path of the Republic of Moldova. Mizăm pe acest sprijin în continuare. And we further count on this support. Dar simțim constant și sprijinul Greciei pentru suveranitatea și integritatea noastră teritorială. But we also feel the support of Greece to our sovereignty and territorial integrity. Mă face o deosebită plăcere, domnule ministru, că această vizită chiar astăzi va da rezultate concrete pentru țările noastre, pentru cetățenii noștri. And it is a great pleasure to me, Mr. Minister, that this visit will yield specific results, specifically today. The results are going to be for the citizens of our countries. Pentru că anume astăzi, acuși, în câteva minute, țările noastre vor semna acordul dintre Republica Moldova și Republica Elena în domeniul securității sociale.
Because it is now, in several minutes, that we will sign the agreement between the Republic of Moldova and the Greek Republic in the area of social security. Și este un acord care va aduce beneficii concrete și garanții pentru cetățenii Republicii Moldova stabiliți cu traiul sau care muncesc în Grecia. And this is an agreement which will bring specific benefits and guarantees to the citizens of the Republic of Moldova who live or work in Greece. În urma semnării acestui acord, cetățenii vor putea să beneficieze de dreptul la pensie, chiar dacă nu au realizat un stadiu minim de cotizare de 15 ani, necesar pe teritoriul țării noastre. And pursuant to this agreement, our citizens will benefit from pension rights, even if they haven't achieved the minimum 15 years term of social benefit payments. Deci este un pas important pentru țările noastre, pentru diaspora noastră, pentru cetățenii greci care eventual se vor trezi, se vor afla în situația beneficiarii de acest acord, de a beneficia de acest acord. It is a good thing for us, for our diaspora, for the Greek citizens who will also be able to benefit from this agreement. Am simțit sprijinul Greciei și la Bruxelles în acele discuții prin care instituțiile europene au anunțat un plan de recuperare economică pentru Republica Moldova în valoare de 600 de milioane de euro pentru următorii 3 ani. We also felt the support of Greece in Brussels when the plan of economic recovery has been announced by European authorities for the Republic of Moldova in the amount of 600 million euro for the next 3 years. Evident, această susținere și sprijin european ne va ajuta să depășim efectele economice ale pandemiei. And this European support will certainly help us to overcome the economic impact of the pandemic. Și este un semnal de solidaritate statelor membre ai Uniunii Europene, cetățenilor Uniunii Europene cu cetățenii Republicii Moldova în această perioadă destul de grea pentru noi toți. And it is a sign of solidarity between the EU member states, EU citizens, and the Republic of Moldova and its citizens in a time which is difficult for us all. Am discutat și necesitatea de a da un nou impuls relațiilor comercial-economice. We also spoke about the need to give a new impetus to trade and economic relations. Cifrele pe care le-am văzut ambii în documentele și tezele pe care care am venit ambii în această întrevedere de astăzi, nu ne-au satisfăcut. The figures which we had in our talking points, which we used for today's meeting, were not satisfactory to either of us. Și am convenit împreună deja în următoarele câteva săptămâni, 2-3 săptămâni, să avem un prim contact între agențiile responsabile de promovare a investițiilor în cazul nostru, de Enterprise Greece în cazul Greciei, pentru a identifica noi domenii, noi sectoare economice în care Moldova și Grecia pot intensifica schimburile comerciale, investițiile. And we have agreed that in 2 or 3 weeks' time we shall already have the first contact between the agencies that are responsible for investment promotion in our case and Enterprise Greece in case of Greece in order to identify new areas where we could intensify what we have. Un alt rezultat concret ține de faptul că intrăm pe ultima sută de metri în pregătirea unui acord interguvernamental privind conversiunea permiselor de conducere. And one more important thing is that we are on the last 100 meters of preparing an intergovernmental agreement related to conversion of driver's licenses. Și vom fi în poziția de a semna acest acord în viitorul apropiat, după ce vor fi finalizate anumite proceduri. And we will be in position to sign this agreement in the near future once particular procedures are completed. Din perspectiva noastră, parcursul nostru european presupune și transformarea instituțiilor noastre în niște instituții mai deschise, mai conectate la partenerii și instituțiile din Uniunea Europeană. Our European path means that our institutions will need to transform and become more open and more connected to partner institutions in the EU. Și din această perspectivă ne-am dorit din partea Republicii Moldova să inițiem și
negocierea cu partea greacă a unui acord de cooperare în domeniul instruirii diplomatice pentru a fortifica capacitățile Ministerului de Externe de la Chișinău. And in this sense, the Republic of Moldova would like to initiate the negotiation of an agreement on issues related to diplomatic training, which would consolidate the capacities of the Ministry of Foreign Affairs in Chișinău. Și aici țin să vă mulțumesc pentru vizita și exprim speranța că în viitorul foarte apropiat ne vom revedea și vom trece în revistă deja implementarea intențiilor și planurilor asupra cărora am convenit astăzi. I at this point would like to thank you for the visit and express hope that in the very near future we shall meet again, and this time we shall review already the stage of implementation of the plans and initiatives on which we have agreed today. Bună ziua, dragă ministru, dragă Nicu. Good afternoon, dear minister, dear Nicu. Thank you so much for hosting me in Chișinău today. I think this year that we are celebrating the 200 years of independence, this is the perfect place for the Greek foreign minister to be. I have to say this is the second time I meet the Moldovan foreign minister in the space of just 3 months. I met with your predecessor in the margin of the Conference of Global Coalition in Rome. And there has not been such a frequency for years. You were kind enough to remind us that the last Greek foreign minister here was in 2014. That is not something we can be proud of. The fact that now we meet much more often speaks for itself. It underlines the importance we attach to our relationship with Moldova. And also, if I may, so it's a pity that for the Greek foreign minister that it took us so long to be here. We want to have strong relations based on our very strong historical ties and our traditionally friendly relations. The Greek diaspora in Moldova and the Moldovan community in Greece constitute a connecting tie and bridge between our two countries. The agreement on social security to be signed here today will certainly improve the working conditions for both communities. Unfortunately, as you clearly said, excuse me. That's all right. Stimate domnule ministru, dragă Nicu, mulțumesc pentru faptul că ne găzduiți aici în Chișinău. Într-adevăr, în acest an sărbătorim 200 de ani de la independență și este o ocazie frumoasă. Este deja, de fapt, a doua oară când ne întâlnim în acest an cu un ministru de externe al Republicii Moldova. Dacă nu greșesc, a fost la Roma, întrevederea precedentă, în cadrul întâlnirii unei coaliții. Dar, de fapt, într-adevăr, ultima vizită a fost în 2014 și, într-adevăr, era cazul să fie mai des, pentru că avem legături cu Republica Moldova și este păcat că a durat atâta timp să ne dăm seama că trebuie să intensificăm relațiile. Noi, într-adevăr, avem niște relații foarte puternice, inclusiv din punct de vedere istoric. A existat o diasporă greacă în Republica Moldova, există o diasporă respectiv și moldovenească și în Grecia, care sunt interconectate. Și acordul care urmează să fie semnat astăzi va îmbunătăți situația cetățenilor, cu siguranță. Well, I feel so much at home that I didn't remember translation is needed. Mă simt atât de bine aici, de parcă că sunt acasă și mi-a părut că nu mai e nevoie de traducerea cuvintelor mele. Well, as Nick was saying, our economic ties do not reflect the level of our relations. And in order to remedy the situation, we should convene as soon as possible the Joint Ministerial Committee, which has not met again since 2016, after, of course, preparatory work that will be overlooked by my dear partner, Vice Minister of Economic Relations, Costas Fragoyanis. Și legăturile economice nu reflectă, într-adevăr, nivelul real al relațiilor. Și noi ne ocupam deja de subiectul respectiv atunci când a fost creat comitetul de conducere. El a fost inițiat în 2016, dar nu s-au făcut multe în acest sens. Activitatea respectivă a fost coordonată de dragul meu coleg, viceministru pentru relații economice și probleme sociale. We're working very closely together in the context of international organizations. And we are grateful for your support of our candidature for the position in the United Nations Security Council.
Noi lucrăm strâns în cadrul organizațiilor internaționale și vă mulțumim foarte mult pentru suportul pozițiilor noastre în cadrul Consiliului de Securitate a ONU. We look forward to expand our cooperation in the context of the Black Sea Economic Cooperation. Noi ar trebui să ne extindem cooperarea noastră și în cadrul cooperării economice la Marea Neagră. Today we discussed also the issue of Transnistria. Greece, as a principle, fully supports the independence, territorial integrity and sovereignty of Moldova. Noi astăzi am discutat și problematica transnistreană și Grecia susține plenar independența, integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova. However, today the main focus of our discussion was Moldova's European perspective. We believe that the European Union-Moldova Association Agreement and the deep and comprehensive free trade area should be implemented to the fullest extent to create solid results for the Moldovan economy and the Moldovan society. Astăzi, însă, subiectul principal al discuțiilor au fost perspectivele europene ale Republicii Moldova, calea europeană a Republicii Moldova. Noi considerăm că acordul de asociere și acordul privind schimb liber și aprofundat trebuie să fie implementate cât se poate de mult, astfel încât să corespundă cerințelor existente. We are ready and willing to provide technical assistance if you think you need it in order to help Moldova carry out necessary reforms which we discussed before, and we are here to support and assist the government of Moldova according to the expressed wishes of the society of Moldova. Deci noi suntem pregătiți să oferim asistență tehnică în ceea ce privește desfășurarea reformelor necesare, pe care noi le-am discutat anterior. Suntem aici pentru a acorda suport și asistență în Guvernul Republicii Moldova în conformitate cu dorințele exprimate. Enhancing your European perspective will be beneficial not only for Moldova, but for stability in the region. And in this vein, we encourage the European Union's Eastern partners to continue their efforts in strengthening institutions and promoting good governance. Și perspectiva europeană în acest sens ar fi benefică și pentru Republica Moldova și pentru regiune. Și Uniunea Europeană ar trebui să continue activitatea de consolidare a instituțiilor și a bunei guvernări în regiunea dată. May I take this opportunity also to encourage Moldova to align itself more closely with European Union decisions and declarations on foreign policy issues. Dacă îmi permiteți, aș dori să folosesc această oportunitate pentru a încuraja Republica Moldova să se alinieze mai decis deciziilor și intențiilor Uniunii Europene în materie de politică externă. I took the liberty, as among friends, the truth should always be should mentioned and should be addressed, to say that we were particularly stressed in the past because the previous government did not condemn the illegal Turkish actions in Cyprus. Nu, eu mi-asum libertatea să spun că în această situație, pentru că de regulă noi cântărim ceea ce noi trebuie să fim atenți la ceea ce spunem, dar noi, în cadrul guvernului anterior, am fost foarte, atunci când a fost în funcție guvernul anterior, am fost în special stresați de faptul că nu au condamnat acțiunile ilegale ale Turciei în Cipru. I hope that the new government, expressing the will of the Moldovan people, will do everything possible to approach the country to the European Union. Sperăm că noul guvern, exprimând voința oamenilor, va face tot ce este în putere pentru a apropia țara de Uniunea Europeană. And please allow me to say openly, clearly, with all frankness, that the Greek government, the government of Prime Minister Mitsotakis, will be here to help you as much as you wish and as much as we can to your effort to join the European Union. Let us hope that you will become a member sooner rather than later. Thank you so much. Și vă spun deschis, clar și franc. Guvernul grec și guvernul primului ministru Mitsotakis sunt gata să vă acorde toată asistența în eforturile necesare pentru apropierea țării de Uniunea Europeană. Să ne întâlnim cât se poate de des și curând. Mulțumesc.
Domnilor ministri, vă mulțumim pentru declarațiile de presă. În continuare urmează să se desfășoare semnarea unui acord bilateral. Doamnelor și domnilor, astfel se anunță ceremonia oficială de semnare a acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elena și aranjamentului administrativ pentru aplicarea acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica Elena. Semnează pentru Republica Moldova, excelența sa, domnul Marcel Spatar, ministru al Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, pentru Republica Elena, excelența sa, domnul Nicos Denis Dias, ministru al afacerilor externe al Republicii Elene. Ladies and gentlemen, it is being announced the official signing of the agreement on social security between the Republic of Moldova and the Hellenic Republic and the administrative arrangement implementing the agreement on social security between the Republic of Moldova and the Hellenic Republic. Signing for the Republic of Moldova, His Excellency Mr. Marcel Spatar, Minister of Labor and Social Protection of the Republic of Moldova. For the Hellenic Republic, His Excellency Mr. Nikos Dendias, Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru prezența astăzi la Ministerul de Externe. Să aveți o zi bună în continuare. Ladies and gentlemen, thank you for being here today at the Ministry. Have a good day.